Eu, ca designer, ce material aș putea să folosesc, dacă ar trebui să reutilizez un material deja existent sau să iau unul nou? Niciodată nu mi-am pus întrebarea unde se vor duce lucrurile după ce le voi arunca. Nu eram conștient de efectul al meu, care l-am asupra mediului. E bine că prin cursurile din săptămâna aceasta ne-au dat și soluții. Am învățat foarte multe lucruri despre organizarea timpului, cum nu trebuie să lași o idee să moară. Cumva am învățat să lucrez pe echipe. E super coordonați, organizați, nimeni nu stătea, toată lumea muncea. La asta se rezumă tabăra, la practică, la cunoaște oameni, la contrast. Am lucrat cu oameni pe care nu-i cunoșteam înainte. Au venit foarte mulți oameni cu foarte multe idei și niște business-uri super inovative. Și cumva aici noi ni s-a arătat că se poate și că e foarte posibil și vreau și eu să fac asta.